Doi, câte doi la hora românească, să aibă e să faci eu rot, de mult să trăiască. Cum adică ce e malotul? Mai moluț. Schinăream pe tine și pe Miela de mânuță și aveam pe Fana de burtică. Bună, dragilor! După cum bine vedeți, eu am venit la mami și la Beatriz. Sunt aici cu Beatriz. Din păcate, Adriana nu a vrut să vină pentru că avea niște treabă la București, dar o să vină și ea. Ce voiam eu să vă spun, momentan postez doar eu videoclipuri pentru că Adriana nu este cu mine. Da, câte zile vă stau la mamă, voi încerca să fac cât mai multe vloguri și cu Beatriz și cu mami și așa mai departe. Iar legat de căsuța părintească, o să vă povestim când va fi și Adriana cu noi, pentru că așa mi se pare normal și corect. O să vă povestim de ce s-a întâmplat și de ce nu mai suntem acum la căsuța părintească și de ce nu mai postăm momentan de la căsuța părintească. Dar având în vedere că cereți vloguri foarte, foarte des cu noi și primim foarte, foarte multe mesaje de la voi că vreți vloguri, m-am gândit să postez acum cât sunt la mami, să postez cu Beatriz. De ce nu? Și acum am fost cu mami și am cărat niște crengi. Crengi, că a tăiat un copac. Și Beatriz s-a gândit să ne punem să jucăm. Și acum îți curioasă să vedem care e și cum o să bată. Cred că știți jocul ăsta. Nu știu ce se cheamă mami jocul ăsta. Păi eu sunt galben. Nu te supăra, frate. Așa se cheamă? Da. Mami, e bine că tu ești îmbrăcat în galben. Păi da, de asta mi-am ales galben. Bun, cine dă? Eu, hai că dau eu prima și după aia tu. Ha. Da. Să vedem care bate. Sunt curioasă să vedem care bate. Ha. 6 din prima. Ha. Ha, stai, mai stai o tură. Beatriz, tu de ce nu ești la școală, mami? Sunt profesorii în de la... Cum se numea? Păi nu știu cum se numea. Cum se numea? Nu știu. Dacă știți voi, spuneți voi. Profesori în grevă și Beatriz nu este la școală, e de-a 4. Așa că perioada asta cât este Beatriz 1, 2, 3, 4, cât este Beatriz 6. Acasă, o să stau aici cu ea. Trei. Deci să vă uitați bine care trișează, să-mi ziceți. Da. Unu. A, dar de ce nu-mi cad numere mari? 6. Mai scot una. Ha. Ha, pica. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Mai scot una, uite. M-ai jucat cu plastilina pe ea și am murdărit-o. Da, mamă, și ai și rupt-o. Nu eu! Ba da, hai să vedem care dacă mă bați. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le vezi tu acum ce primești de 3. 1, 2, 3. 6. Scoateți? Da, da, cred că. Doamne, Dumnezeu, da, da. A, 1, pe bune! 5. Mamă, dar ce numere mari se numerezi lui Beatriz? Dar nu mi le scoate pe lumea din casă. Nu te le scoate, Doamne! Casă-i casă ta. Să vedem care bate. 4. 1, 2, 3, 4. Hai. Tu mai ai până și ajungi la casa ta, da? Și eu... mai ai. 2. Dacă dai acum 2. 6. O scot și pe ultima și le-am pe toate scoase. Ha! Fira. 6. Hai, ha! Mai am doar bine de scos. 2. 7. 1, 2. Hai. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bine, puteam să te scot, dar... Vezi că n-ai. 1, 2, 3, 4, da. 5. Vedeai că am creșit. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce faci, mamă? Să vă și faceți acolo? Ia te filmăm. Ce filmați? Pe YouTube. Aha. Da? 3. 1, 2, 3. Vrei să te bagi mătare la joc? Da, acum da. După ce terminăm. 2. Da. 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Bă, să știți că noi nu știm sigur dacă așa se joacă. Dacă nu se joacă așa, să știți că ne puteți lăsa în comentarii cum se joacă. Și noi, bineînțeles, data viitoare vom juca corect. Noi jucăm cum ne-a învățat Adriana, că nu știm sigur dacă ăsta este jocul. Se cheamă supă... Nu te supărea foarte. Instrucțiunile, mamă, sunt acolo. Care? Instrucțiunile scrise. Nu mai sunt, că le-am văzut eu. Unde? Că le-a prubat. Ce-ai făcut, Leiru? Na, dă-i, că e rândul tău. Ce bleguță ești tu? Am venit la mama și m-a pus carcreci. Certați-o pe mama, că eu când vin la mama, mama mă pune la treabă. Nu e adevărat, nu e adevărat, ia
avut. Și tu mă dai de gol la gol? Scurtă-mă. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, dă-i. A auzit la tine. Dă-i, 1, dă-i. A pus-o mama. Păi da, a făcut mami, mama 3. E de bunul simț, 1, 2, 3. Mama e. Trebuie să fac. Da, da, de bunul simț. Hai, dă-i odată și. Nu, de bunul simț am pus că am zis că n-a să nu te las singură. Hai, ca să nu mă lași să mă chinui singură, nu? A venit cineva. Cine a venit? Tata mama. Vezi că a venit cineva. Vezi că dacă trișezi, dacă trișezi, te vezi pe cameră și te, după aia o să te certe lumea. Treaba ta. Să nu trișezi. N-am și-am spus, o stai că-i rândul meu. Da! Nu trișezi. Hai că pădești și mai dai tu. 1, 2. Până încoace. Hai că-i rândul tău. 6. Dacă mi-am scos și eu pe tot. 2. 1, 2. Vezi că dacă trișezi, nu e bine. Nu, Doamne. Bine. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Doamne! 6 și tu, mamă! Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 3. Și acum o să aduci Ninta. În loc să vină să stai aici cu noi de vorbă. 3. Da. 1, 2, 3. O să aduci afară. Breda, unde-ai dus? Mm. 1, vezi că nu ai scos-o. O să mai trebuie 1. 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vezi că n-ai dat bine, că ai dat, că n-ai făcut așa. Ba da, fac așa. Dacă tu nu vezi, nu e vina mea. Ai dat 3. Te-ai mută 3. N-am dat. Ba da, 3 ai dat. 3, dacă eu aveam 5, ai luat de ea și mută 3. A, 1, 2, 3. Spuneți voi dacă mami a trișat. N-am trișat. Vezi că n-am trișat, că tu nu vezi, nu-i vina mea. E 3. 1, 2, 3. Eu nu trișez. Aaa. Că dacă te bat, 1, te 2, bat 3, corect. 4, 5. 6. 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Dar de ce cade numai 5? Nu, nu am eu. 5. 1, 2, 3, nu, stai. 1! 1, 2, 3, 4, 5. Hai. Am ieșit? Da, mă, mai dau eu dat. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, n-a ieșit. 1. Dacă era și 7, puteam să... Hai. 3. Dar nu este 7. Dacă era. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hai. Nu, dacă era 0 mai mare. Vezi că ai dat 1. 1? Nu. Hai. Mamă, nu cred, mă bate Beatriz! Mamă, mi-a scos două, nu cred, trei! Mamă, încă. 1, 2, 3. Eu, Doamne, mă duceam la... Hai. Mă duceam la apă cu camăcăi. Două. Două! Doi, nu două. 1, hai. Mamă, ce emoție. 1, 2, 3, 4, 6. Ce emoție am. 2. Mă, dar n-am mai jucat, nu? Mamă, să-mi bag cu ciocul. Bă, fraților, mă bate Beatriz, nu cred! Vezi că ai dat? Gata, am scos. Hai că e egalitate. 3. 1, 2, 3. Dar după aia n-o să mai fie. De ce? Că-ai scos tu? Da. N-o să scoți. Bă, da. 3. 3. 1, 2, 3. Hai. Vezi că nu poți să nu scoți. Dacă nici nu vreau să te scot. 1. M-am pus pe... M-am pus călare pe tine. 1, 2, 3. Vrei să frământ, să fac o două gogoși? Fă, gogoși. Da? Fă! Fă! 4. 1, 2, 3, 4. Ce-am călcat, mă? Călcat, Doamne! 6, 6. Uite-te, 6. De unde, Doamne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la tine, de unde? A aruncat acum pe jos? Aha! Am încercat... Scurută oază de... Am încercat să aruncă pe jos. Păi, nu, da. Câte am dat? 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3. Face mami gogoș, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vă poftim la gogoș, 4. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2. Păi da, ai zis că faci, te-ai lăudat. Acum lumea vrea să vadă gogoș, mă, dar ce faci? Haide! 4. 3.
Un, doi, trei. Și am ieșit. Ha! Și mai am una. Și tu mai ai două. Stai să te iei bătaia. 4. 1, 2, 3, 4. Hai. 4. Ne! 1, 2, 3. Haide! Pe bune! Trebuie să mai dai o dată. Nu poate pe atriz, mamă. 3. 2. 1, 2. Mamă, nu cred. 3. Mă, dar nu mi-l dai jos, mă. 3, 4, 5. Mamă, nu cred. Câte apă să mănâncă calde, mămică? Era mai așa? Câte vrei, da. Hai. Nu așa. Nu, mi-ai că era aici. Beatrice! A făcut 3, după aia am pus încă 3. 1, 2, 3. Treaba ta! Fii atentă că o să vadă lumea, haide. Hai. 3. Treșează, Beatrice. Să vedeți că nu treșează. 1, 2, 3, 4, 5. Beatrice. Dar nu dați jos, acum iau de jos. Pardon pentru asta. Dă-i calmea dacă dai, hai că te bat. Nu mă bat tu. Cât am dat? Să mă dă o dată. 6. Hai de cap, mă dă jos. 4 și 6. Dă jos, nu cred, 3. 1, 2, 3. 3. Ne, și dă-i de mare, că ai dat și iasă, ne. Wow, 1, nu cred! Mă bat de Beatrice. Acă, dă-i tot 1. Eu te imit pe tine, se pare. 2. Da tu și tu tot doi. Așa! O nebricare! Suntem la ei! A, nu, eu sunt cu una în față. 4. 1, 2, 3, 4. Vezi că ești tu. Uaaa! Ce-ai, mă, ce-ai? 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Vezi că te-ai dus prea departe. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Aici! Ho! Nu trișa! Că era aici! Da? Încă așa. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. De ce dă la fel? Vezi că iar trișez. 1, 2, 3, 4. Nu! Tu trișezi, că eu nu eram. Tu trișezi! N-am trișat. N-am trișat. Închide, mamă, un pic telefonul ăla. Cine sună? Nu. Cine era? Nu știu. 6, fii atentă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă dau 1, acum te-am bătut. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1. Dacă dau 1 acum. Dacă dau 1 acum. Dacă dau 1 acum. Oana, doamne. Păi vezi. Cine-i, mamă? Hai, nu-i corect așa. Oana. Unde-o iudată? A, păi ești la poartă, eu ești la pucăieță, mă eram cu mâinile aici, ia să frământ. Aha, bine, bine, hai că ies acum, la poartă. Haide, doamne! Yeeey! 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Dacă dau 2, dacă dau 2! Nu! Au degetele așa, că nu înțeleg. Parcă am găsit neroc. Dar nu-i corect. Ok, mai jucăm câteva ture. Nu mai joc, gata, ajunge. O dată și gata. Nu mai joc, gata. Pune astea la loc. Pune-le la loc, mai jucăm mai târziu. Da. Ok. Dați să mă așteptăm să facă Nina gogoșii. Și uitați, mama s-a pus să facă gogoșile. Bre, ce-ai pus acolo? Ce-am pus? Drojdie, zahăr vanilat, un pic de zahăr. Și apă. Și apă, că nu le fac cu ou și cu iaurt sau știu eu, le fac simpli că sunt mai buni. Păi de ce? Că așa îmi plac mie. Da, oricum tu știi ce? Și nu, mie nu-mi plac să le fac cu multe aromate, cu toate alea. Ori faci gogoș, ori fac cozonac sau pâini de cozonac. Prima, dar de ce nu ți-ai dat și mă talinelul ăla jos? Rămâns cu inelul? Am uitat. Poate, îți
stai acolo și mi intră la mine în gură. Cade. Nu, mama, nu cade, stai liniștit. Păi că am mai frământat cu el. Eha, păi zău așa. Dă-mi și mie punga aia cu făina. Du-te și du-i luni dacă ai trebuie făină, n-auzi? Și adă-mi și sticla aceea cu ulei. Uite, aia de acolo. Aia de acolo, de lângă aragaz. Da, m-am gândit să vă cânt un cântec. Hai, cântă un cântec. Dar dă și tu alea de acolo ca să văd și eu cum frământă Ninta. Hai că ce faci tot în față le pui. Haide, cântă. Ce cântec vrei să cânti? Câte dai, câte dai. Dar nu alintată, dar cânti frumos. Nu alintată, frumos. Bine. Și așa zici tu părul ăla, că uite cum e capul tău. Frumos și clar. Haide, hai. Ăsta e. Ai uitat. De când e lumea lume, de sari mie dor mereu, că așa sunt oltenii lăsași de Dumnezeu. De când e lumea lume, de sari mie dor mereu, că așa sunt oltenii lăsași de Dumnezeu. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Cu un încălțări de lână și cu cășiri pe cap, să nu știați frigul la vremea de nat. Cu un încălțări de lână și cu cășiri pe cap, să nu știați frigul la vremea de nat. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Cu bun și dulce vinul de strugure brumat, așa e și românul de Dumnezeu lăsat. Cu bun și dulce vinul de strugure brumat, așa e și românul de Dumnezeu lăsat. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Țăra bogat în casă, noi bine i-am primit, așa a fost o viață, așa noi am trăit. Țăra bogat în casă, noi bine i-am primit, așa a fost o viață, așa noi am trăit. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Câte doi, câte doi la horă rămânească, hai băie să faci și roata neamul să trăiască. Bravo! Dar te-ai grăbit. De ce te-ai grăbit? Da, s-a grăbit. De ce te-ai grăbit? Trebuia să pui suflet, ai fost cântat în grabă. Reaua. Da, păi am zis să nu mai fac așa, dar n-a scurt. Dar ce ai pus acolo, bre? Am pus sare, că am uitat să pun sare. Și aluatul mamei a crescut. Ia uitați-l cât e de frumos. E prea alb, bre, de ce n-ai pus ouă? Dar cum vrei să fie negru? De ce n-ai pus ouă? Nu, că nu vreau. Lasă-mă, uite, cozonac acolo e, dacă vrei. Nu vreau cozonac. Păi și atunci de ce să pun ouă? Și ce faci acum? Să pregătesc, încălzesc cu uleiul și le fac la mână, că eu nu fac gogoșele așa mici. Cum și adică gogoșele mici? Uite așa, le mutărez mâna de ulei. Înțelegi? Hai că învățăm să și gătim, că eu nu știu, eu din astea nu știu să fac. Învățăm și să gătim. Înveți să gătești? Da. De ce nu știi să gătești? Nu știu să fac gogoși din astea ca următale. Nu știi, învață. Păi dacă nu m-ai învățat când eram mică. Hai că nu! Hai că nu te-am învățat. Păi nu m-ai învățat. Hai că nu! Nu. De ce zici așa? Pentru că ăsta ai făcut, nu m-ai învățat. Ah, nu te-am învățat. Păi nu m-ai învățat. Că nu le fac, păi a luat un pic moluț și le fac la mână așa. Cum adică ce e maluatul? Mai moluț, mai... Tradu-te, rog. Pentru limba română, pasta asta bună. For English, prestu. Mai moale, măi! Păi mai moale, nu mai moluț! Mai moluț, așa, mai alintat. De unde mai moluț? Am vorbit așa, mai alintat și da, eu. Dar de ce vorbești alintat? Așa vreau eu, ce? Ce? A venit și Beatrice de acu, cred. Păi, a venit și Beatrice. Ce vrei? Ce vrei? Ce? Ce? Unde ai umblat? Ce ai făcut? Ahara. Ce am făcut? Nu am alintat cum... Ia la cocorele, cred. Nu, am stat afară, pe masă. Da. Care masă? Aia mare. De ce? Păi da. Pe masă? Da. De ce? Nu pe scaun, pe masă. Păi de ce? Dar eu tot nu înțeleg de ce le faci așa. Că așa vreau.
Să nu le mai fac cu ăla la prin făină. Nu, încerc să le fac. Și după aia pui zahăr din ăla pudră pe ele? Da. Bine, mamă, cum eram eu când eram mică? Dar fi sinceră. Cum erai tu? La ce te referi? La toate. Rea? Sau bună? Nu știu, vezi că nu ți s-a încălzit ulei. Da, băi, las-o, că am pus-o așa de formă. Zi. Cum erai tu când erai mică? Uh-huh. Păi, erai, năzdrăvană. Ce făceam? Da, multe. Ce brezi? Da, câte nu făceai tu? Da, zi, ce? Da. Ai furat bani. De ce ai zis asta, Betty? N-a furat bani. De ce ai zis asta? Odată a luat și am... O cărătă. De ce ai ajuns să-i zici asta, Feti? Păi nu i-am zis, am zis că când a... Zi adevăr, de ce ai zis, Feti, că eu am luat bani? A zis, nu i-am a zis... Ia taci că zice Beatrice, zi Beatrice. A zis că... Că când era mami mică... Cacafonie, da. A pus mâna pe bani când Nina lucra, făcea în spate lucru și ea a pus mâna pe bani ca să se ducă la magazin. Și ea, și s-a dus și vânzătoarea. Și da, lasă, mă rog, că tu. Vânzătoarea a zis dacă e adevărat, dacă a dat așa. Ia, las că povestește Nita, zi bre, mă tale. Da. Deci, nu, eu pe mine nu mă interesează asta, că eu știu că am luat bani. Pe mine mă interesează cealaltă parte. De ce aia și cum ai ajuns, mă, tare să-i zici lui fiimea că am luat eu bani. Vita? Da, de unde știe fiimea că eu am furat bani când eram Vita, am înțeles că lui fiimea. Lui fiimea. Păi, nu, like. Dar nu știu cum a fost povestea, cum a început... Zi! Ce-a făcut Beatrice de a ajuns să-i zici? Da, ce-a făcut Beatrice? Că mi-a luat de acolo, la de pe... bani. Mi-a luat o 13 lei. Așa. Și... Nu, 13, 10! Sau 10 lei, nu știu cât mi-ai luat, de pe cuptior de acolo. 10, da. Așa. Și... când m-am dus la școală să o iau, mi-a zis, zice, Nina, zice, eu te-am luat bani. Și mi-a sărit. Așa chiar. Zic, cum adică ai luat bani fără să-mi spui? Zic, nu-i frumos să faci așa ceva. Știi că mama ta mi-a luat și ea odată bani și știi ce i-am făcut? I-am pus lumânarea la mâini și i-am zis că îi dau foc dacă mai pune altă dată la mâini. La, pe bani. Mâna pe bani. Da, mâna pe bani, ce scuze. Și tu ce faci? Mai pui? Și acum i-am zis lui Beatrice, dacă tu îndrăznești să mai pui mâna, hai să ajungi să pun lumânarea la mână, aprinsă, ca să nu mai pui mâna pe bani. Da, dar mie nu mi-a pus. Nu ți-a pus? Nu, dar dacă se repetă, o să-ți spun. Dar tu nu mai iei bani, nu? Dar tu nu mai voi. Apropo, ia stai puțin, că eu nu m-am prins acum. Tu de ce ai luat bani lui Ninta dacă tu ai banii tăi? Pentru că nu găsesc portofelul. Cum adică nu-ți găsești portofelul? Dar unde ți-e portofelul tău? Nu știu. L-a scos mama ei. Cum să-l dă? Nu-i dau voie să pună mâna pe bani, pentru că ea îi cheltuiește, aiurea duce la școală și a prostii, după care nu mai mănâncă mâncare și mănâncă numai dulciuri. Și mâncare nu mai mănâncă. Și ce facem? Mâncăm numai dulciuri? Și mâncare cui lăsăm? Nu e frumos ce-ai făcut. Păi? Nu. Dar nu știu cum am ajuns. Dar nici la tine nu e frumos. Ce nu e frumos? Lasă că mami s-a întâmplat odată. Eu m-am învățat minte. S-a învățat minte mami și n-am mai pus mâna. Niciodată. Tot timpul când am avut nevoie de bani, eu i-am cerut lui Ninta. Exact. Eu n-am Adriana și cu celelalte. Lasă că și la ele. Dar zile, cum furau ele și dădeai vina pe mine și luam eu bătaie. Zile, ce alta? Hai că odată a luat care, și ele, mă? Nu, care, mă? Odată care, mă? Odată a luat Adriana și a scos banii în ghiozdan și s-a dus la școală că avea nevoie. Și pe cine ai dat vina? Și a dat vina pe tine. Și cine și-a luat bătaie? V-ați luat toate. Nu este adevărat, vezi că numai eu mi-am luat bătaie, da, după ce a luat Fana. Nu este adevărat, după ce a luat Fana, că ți-a luat și Fana. De ce minți, mamă? Dar nu minți, măi. Ba da, pentru că ți-a luat și Fana, după aia, ți-a luat și Fana și tot îți dispăreau bani și tot îți dispăreau bani și la un moment dat le-ai găsit sub mochetă la noi acasă, ai găsit banii și ai venit la mine, m-ai întrebat, eu ți-am zis că nu am luat eu, m-ai bătut și după aia au recunoscut până la urmă ele că au luat bani. Ah,
Și după aia le-ai bătut și pe ele, dar pe mine mai bătut și mă învinovățeai de fiecare dată. Eu ți-am spus că eu nu luam bani. Păi da, păi... Păi zi adevărul. Da, cred, da. Probabil că din cauza că dacă a apucat te-am prins odată, mă gândeam că s-a repetat. Și de aia te-am vinat pe tine. Dar după aia nu le-am bătut și pe ele. Păi da, dar după aia. După ce am luat zi de câteva ori bătaie. După aia le-am bătut și ele. Pe ce luat zi de câteva ori bătaie. E, na. Și ce vrei să fac acum dacă nu știu? Da. Ce se întâmplă? Nu mă credeai. Ei, nu te credeam. Păi, după te aia te-am crezut. Da, și de atunci n-am mai pus mâna pe bani, mă rog. Și alte prostii ce-am mai făcut? E, ce prostii ai făcut? Te-ai dus la câmp să... cu urcai de la oameni și hățurile, hamurile. Ai lăsat omul fără ham și fără car, fugeai după mânsă pe mlaștină să da? Prinzi mânsă, să pui hamul la gât. Băi, și a venit proprietarul și te-a prins. Lili! M-a prins, că a lăsat amurile în urmă și am fugit și nu m-a prins. Nu te-a prins? Nu parcă ți-mi minte că te-a prins. Nu m-a prins. Nu? Nu, după aia a venit la mătali și la tata, că erau pe câmp și v-a zis, dar pe mine nu m-a prins. Eu m-am dus și am furat al cal. Da, s-a dus și a luat calul la poștaș. Da, eu nu am legat calul. Nu l-ai legat? Nu, eu l-a lăsat acolo să se ducă să mănânce. L-a luat altcineva și l-a legat. Eu nu l-am legat. După ce l-am călărit toată ziua. După ce l-am călărit toată ziua. L-am călărit toată ziua și l-a venit să vecinii ăsta, femeia la poștar, ca să-mi ia vaca. Că a zis că vine vaca de la cereat și-mi ia vaca că i-a dispărut calul. Și mi-a luat fata calul și a plecat cu calul prin sat. Fii atent tu. Și m-a lăsat fără vacă. Da, și vine și ia vaca. Dacă crezi că găsești calul la mine și ți-a umblat fata, vine și ia vaca, i-am zis. Vine vaca de la cereat, îți văd o ei. N-a luat-o. A găsit iapa, că era legată de stâlp, pe râpă. Dar n-a legat-o eu. Ei, mă rog, cine a legat-o nu știu, dar era acolo, știind că era călărită de tine. Da. Da, da, ca să vezi. Bine, sunt oricum mai multe peripeții și pe care mai multe. Dar o să vi le spunem pe parcurs, până atunci așteptăm să fie gata gogoșile și vă poftim. Păi, la... Nu mai durează mult, că uite deja, poftim. Uitați ce gogoșele. Fragede și bune. Oh. Mm. Și uite găgăcelele noastre. Cica, 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 mamă tă mămica, că mâncă pisica, tată mâncărica. I-am mâncat deja, cu pisica, mătica goală, pardon. Stai, mă, că mi-a intrat pudră din asta. A, de-aia te-ai neca? Ușor. Mănâncă. Ușor. Păi nu e prea opărit. Și nu știi că eu nu prea am opărit. Ha? Nu-i opărit? Eu cred că nu-ți place, vrei să nu-i mă! Eu nu știu ce fac! Ha, nu pot să înghit. Nu? Ia uite! Ia uite cum o sunt! Eu am mâncat trei, deci nu mai vreau! Făcute inventate de mine, eu le-am inventat și fac așa! Da, tu le-am inventat! Da, mama, e eu! Doar cu pâine! Pâine cu zahăr! Pâine cu zahăr! Păi când eram noi, uite, întreabă pe mami, când eram mami copil ca tine, puneam numai sare cu drojdie, așa, cu apă, și făceam gogoș. Ce mânca de măta, Lili, și făceam cu 5 ulei, că pe atunci era greu timpul. A banul care avea la șoșoaia șoaia. Până să am, sară, mami, până să am. Păi doar eram mici. Da, mă, da, după aia am început să punem la câmp, să avem ulei, făceam răsărită multă și duceam, știi că duceam la părinte și făceam ulei. Da, dar după aia, după câțiva ani, că tu erai mititică. Prămușică. Tu și cu miela, cu sorta aia mai mare, da. Nu ai mâncat-o bună. După aia, după ce am născut-o pe Fana, nu știi, înainte să o născut nas pe Fana, am început... Să luăm cald. Păi de unde să știu eu? Păi zic așa, păi da, după aia. Și păi și cine v-a ajutat? Ce? Ca să înaintăm? Păi noi, eu cu tactul. Vindeam brânză, vindeam din oi, creșteam porci, vindeam porcei. Cum? N-aveam cu ce? Făceam noi bani și am cumpărat calul. Cal, căruță. Păi da. La bunicul și ajutat, casa, bunica. Am făcut și casa și păi bunic ta și cu bunic tu ne-a ajutat atunci când ne-a mutat acasă, ne-a dat oi, ne-a dat porc, ne-a dat două păsări.
După aia restul ne-am mulțit noi. Ne-am mulțit și am făcut. Eu cu tactul. Păi bunicul de ne-a adus 6 oi, parcă. 6-7 oi. Și de la 7 oi am ajuns la 30 și... Ne-am mulțit. Cu copii. În copii aveam 2-3, n-aveam multe. Și că le-a cumpărat tatu, a cumpărat iezășoară. Și după aia ce l-ați vândut? Ce l-ați vândut după aia? De ce le-am vândut? Pentru că nu mai puteam eu, eram prea... Prea... Nu mai puteam să mai alerg singură. Și munceam pentru ce? Că tăiam câte o oaie sau tăiau un miel și cine mânca? Că mânca numai tatu. Că voi nu mâncați, eu nu mâncam. Și aruncam. Brânză de oaie, puneam la găleată, puneam aia, cine mânca? Că n-avea cine să mănânce atâtea. Și de vândut, ne duceam în piață și vindeam și tactul mai mult dădea de geam. Da. De ce? Și urdă și... Okay. Pentru că era sălă să stea să vândă. Și dădea de geam. Și da. Și ca să scăpi răptii, da, acolo, că pita și a plecat. Mă duceam acolo așa de acasă. Ți-ai minte că ne duceam prin grădină, pe la bunicul și o luam prin păduri. Mergeam pe jos cu traistele în spate, în târg, dimineața din noapte, la ora 4 plecam de acasă, ca să ajungem dimineața la Vaslui în târg, să vindem brânza. După aia când ne-am luat căruța cu calul, ne duceam cu căruța și cu calul, că vindeam și porci, vindeam și oi și miei. Da. Știu că după aia țin minte. Da, da. Și casă de făcut, și voi de așa, 3 hectare de pământ, plus că ne duceam cu ziua. Mai făceam cu ziua picolul la arat, la prășitoare, la dădeam cu aia, cum se cheamă aceea cu care nivelează pământul, grapa. Da, vă luam pe voi și vă puneam greutate pe grapă, să vă dăm cu grapa. Da, da, puneam preșcolul așa pe grapă de beță, era grapă din aia de beță, de nuiele. Și vă puneam pe grap acolo și vă trăgeam să avem greutate. Mai puneam și un lemn gros, că nu aveați voi greutatea necesară, dar mai puneam și câte un lemn gros așa, ca să aveți unii să vă țineți voi să nu cădeți, știi, jos. Și vă duceam pe câmp, pe acolo, pe unde nu vă duceam. Și eu, și în schinare, până ce să am căruță, vă te schinăream pe tine și pe Miela de mânuță și aveam pe Fana de burtică. Sau când eram numai cu tine în burtă și cu Miela în brață și cu burta la gură, mă duceam acolo așa cu sapă în schinare și cu traistă și cu mâncare și mă duceam la tactul acolo în hotare sus la asta și duceam mâncare lui tactul, de acolo mă duceam la pământ și mă duceam și prășeam și seara veneam, mă opream la tactul, lăsam iar la fel, îi făceam acolo bucate, mâncare, luam lapte, brânză și luam cu schinare și aduceam și acasă ca să aveți să vă dau și vouă, că tactul nu putea să plece de la oi câteodată când lăsa oi. Da, dar era la oi. Da, era cioban. Păi n-avea cum să tactul să lese oile singuri noaptea. Mai făcea câte o scăpare așa, dar nu putea să plece, că n-avea strungar ca să lese în loc, știi? Până ce au găsit un băiețaș și după aia plătit și mai fugea acasă, mai vine câteodată seara, așa, stătea câteva ore, după aia pleca iară, că nu se lăsa bază la copilul ăla. Na. Și deja am trăit și am mușit și cu căruță, la fel, ne duceam la prășit, vă puneam acolo la umbră, vă făceam acolo umbră, la proțap acolo de la, așa, făceam prin umbră, vă mânca și furnicile, vă mânca și, da, dormeați, pe unii mai mâncați pământ, pe unii... Și eu te-ați crescut, te-am chinuit așa și eu te-am crescut, am făcut mare. Da, dragi noștri, am văzut astăzi de YouTube, să ne dea și nouă un follow și ne vedem mâine sau vedem când mai postăm. Vă pup și vă iubesc pe toți. O zi frumoasă și o seară minunată.